Control judiciar de două ori pe lună, garanție de 5.000 de euro și interdicția de a părăsi Grecia. Acestea sunt noile condiții pe care condamnatul Sorin Oprescu trebuie să le respecte pentru a nu ajunge iar în arestul poliției din Atena. La fel ca și Elena Udrea, Oprescu a fost prins repede după ce a părăsit România ca om liber. Până la pronunțarea instanței, ei nu puteau fi considerați vinovați a priori. De aceea, Ministerul Justiției a anunțat un proiect de lege care prevede extinderea termenului de evadat și asupra persoanelor care se sustrag executării pedepsei cu închisoarea. Cei condamnați, dacă nu se prezintă în 7 zile la o secție de poliție pentru a se preda, vor fi considerați evadați. Sunt prevăzute și excepții care îi vizează pe cei care nu au luat la cunoștință de proces și au lipsit justificați de la judecată. Câți dintre cei care sunt condamnați pe loc? Niciunul. Pentru că hotărârea este amânată, pronunțarea este amânată până când judecătorii reușesc să motiveze hotărârea, iar pronunțarea respectivă este făcută într-adevăr și pusă pe portal, însă asta nu înseamnă că tu ai luat la cunoștință de condamnarea respectivă. Din punctul meu de vedere, nu are nicio șansă să treacă un asemenea proiect de lege dacă nu vine cu toate garanțiile că nu încalcă Constituția și trebuie găsită o modalitate prin care hotărârea respectivă să fie pronunțată de față cu inculpatul respectiv. Proiectul de lege este apreciat de cei din poliție, care speră că potențialii fugari vor fi descurajați să mai părăsească țara. Totuși, polițiștii au găsit vulnerabilități ale proiectului de lege. Rămâne să de văzut, pentru că există o vulnerabilitate în privința aplicării acestui termen de 7 zile, dacă persoanele care se sustrag nu vor invoca faptul că nu au avut cunoștință despre soluția pronunțată de instanță, în sensul în care ele vor părăsi țara probabil cu o lună, două luni înainte de pronunțarea sentinței și atunci în această idee vor încerca să se folosească de acest tertip să spună că ei nu au luat la cunoștință și pe cale de consecință nu există vreo răspundere pe care să o aibă în sarcina lor. Pe site-ul Poliției Române figurează 2580 de persoane căutate. Cele mai multe se sustrag unei pedepse privative de libertate.